focul în aer liber, lăsat nesupravegheat sau fumatul în apropierea culturilor agricole sunt cauzele cele mai întâlnite atunci când vine vorba despre incendiile de vegetație. De la începutul anului și până în prezent, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, au fost înregistrate peste 400 de incendii de vegetație uscată și miriște, motiv pentru care reprezentanții SU Giurgiu atrag atenția cetățenilor cu privire la astfel de incendii. Fumatul în apropierea culturilor agricole sau focul în aer liber lăsat nesupravegheat sunt două dintre cauzele probabile de producere a incendiilor de miriște și vegetație uscată. De cele mai multe ori, atunci când ajung la cazuri, pompierii găsesc terenurile incendiate, dar nicio persoană care să poată da informații cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Uneori incendiile se manifestă chiar aproape de curțile oamenilor sau de păduri, iar echipajele de pompieri depun eforturi pentru a le proteja. Atunci când este secetă, incendiile se extind într-un timp foarte scurt și pe lângă pagubele materiale pot pune în pericol locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca și victime. Atragem atenția asupra faptului că folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor este interzisă de lege, iar arderea gunoaielor, a deșeurilor și a altor materiale combustibile pot avea consecințe grave atât asupra mediului înconjurător cât și a solului. De asemenea, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu, pe parcursul anului 2022, la nivelul județului nostru au fost înregistrate 717 incendii de miriști, vegetație uscată și gunoi menajer.